Bine ați revenit la cursuri, azi curent alternativ, mai exact puterea și energia curentului alternativ. În cazul curentului continuu, puterea este foarte ușor de calculat, fiind produsul dintre tensiune și intensitate. Sigur, dacă cele două mărimi, tensiunea și intensitatea, nu sunt constante, sunt variabile, atunci avem o putere momentană și o putere medie. Dar în cazul curentului alternativ, lucrurile sunt mult mai complicate, deoarece între tensiune și curent avem de obicei un defazaj. Cele două mărimi fizice nu oscilează de obicei în fază. Să presupunem că avem pentru tensiunea instantanee și intensitatea instantanee expresiile U mic egal cu U maxim ori sinus de omega t și I mic egal cu I maxim ori sinus de omega t minus fi. După cum vedeți, avem între tensiunea instantanee și intensitatea instantanee defazajul fi. Așa cum vedeți în grafic, reprezentarea celor două mărimi instantanee, U mic și I mic, se poate vedea că avem un defazaj, și anume că intensitatea este în urma tensiunii cu fi, cu unghiul fi. Deoarece aceste expresii sunt ale unor valori instantanee, înseamnă că și produsul lor, care ne dă puterea, va fi o putere instantanee. Deci P mic, care este U mic înmulțit cu I mic, este putere instantanee. Și pentru că cele două mărimi sunt variabile, și puterea instantanee va fi variabilă. Pe acest grafic puteți observa că există intervale de timp în care U și I au semne diferite, porțiunile galbene. Și de asemenea că există intervale de timp în care au același semn, porțiunile albastre. Asta înseamnă că în intervalele de timp în care tensiunea și intensitatea instantanee au același semn, puterea instantanee va fi pozitivă. Dar în intervalele de timp în care una dintre cele două mărimi este pozitivă și cealaltă negativă, puterea instantanee va fi negativă. Deci în zonele colorate în galben vom avea o putere instantanee negativă, iar în zonele colorate în albastru, puterea instantanee va fi pozitivă. Într-adevăr, dacă reprezentăm produsul U ori I pe grafic, obținem curba desenată cu mov. Curba care este în anumite intervale de timp deasupra axei timpului, adică are valori pozitive, iar în altele sub axa timpului, adică are valori negative în funcție de semnele pe care le au tensiunea și intensitatea instantanee. Această curbă reprezintă variația puterii instantanee și, după cum vedeți, nu este simetrică față de axa timpului, ci față de o dreaptă paralelă cu această axă care se găsește deasupra axei. Această dreaptă este axa de simetrie a curbei care reprezintă variația puterii instantanee în timp. Și acum să vedem de ce are graficul puterii instantanee acest aspect. Puterea instantanee P mic este deci produsul U mic înmulțit cu I mic. Avem aici expresiile lor. Puterea P mic va fi deci U maxim ori sinus de omega t înmulțit cu I maxim ori sinus de omega t minus fi. Voi folosi o formulă trigonometrică, formula de transformare a produsului
a două funcții sinus în sumă, care spune așa, sinus de A înmulțit cu sinus de B este 1 pe 2 cosinus de A minus B minus cosinus de A plus B. Și dacă aplic această formulă pentru produsul nostru, obțin că puterea instantanee, B mic, este 1 pe 2 U maxim ori I maxim ori cosinus de phi A minus B omega T minus omega T plus phi minus 1 pe 2 U maxim înmulțit cu I maxim ori cosinus de A plus B omega T plus omega T minus phi de 2 ori omega T minus phi. Și putem observa acum că puterea instantanee este suma a doi termeni, dintre care unul este constant. Nu are o variație în timp. Aici nu apare timpul. Iar celălalt este variabil. Aici avem 2 omega t. Primul termen reprezintă componenta constantă a puterii instantanee și al doilea componenta ei alternativă. Și acum e clar de ce arată graficul așa cum arată. Deoarece avem o componentă continuă a puterii reprezentată de dreapta de pe grafic, care este axă de simetrie pentru graficul variației puterii instantanee, și avem o componentă oscilatorie, o componentă alternativă, care oscilează de o parte și de alta a acestei drepte, pentru că așa cum vedeți aici, avem componenta continuă minus această componentă alternativă. Mai trebuie observat ceva foarte important. Componenta alternativă are pulsația dublă față de pulsația curentului alternativ căruia îi calculăm puterea instantanee. Și pentru că pulsația este 2 pi nu, înseamnă că și frecvența cu care oscilează componenta alternativă a puterii instantanee este dublă față de frecvența curentului alternativ. Acest lucru se poate observa și pe grafic, pe parcursul unei perioade. Dacă vă uitați cu atenție, veți observa că puterea instantanee efectuează două oscilații, deci în timp ce tensiunea sau intensitatea efectuează o oscilație, puterea instantanee efectuează două oscilații. Alt lucru foarte important este acela că puterea instantanee a curentului alternativ are intervale de timp în care este pozitivă și intervale de timp în care este negativă, precum și momente în care este zero. Dar ce semnificație are o putere negativă? Dacă vorbim despre un motor, puterea negativă înseamnă că în loc să ne dea el nouă putere, îi dăm noi lui. Asta se întâmplă de pildă atunci când tragem de firul cu care pornim un motor. De pildă motorul mașinii de tuns iarba sau motorul unei bărci cu motor. Atunci noi dăm putere motorului. Lucrul mecanic este negativ din punctul de vedere al motorului. În loc să efectueze lucru mecanic, se efectuează lucru mecanic asupra lui. Deci puterea este negativă. În cazul curentului alternativ, puterea instantanee negativă înseamnă că în acel moment nu sursa dă putere circuitului, ci circuitul dă putere sursei. Și acest lucru este posibil pentru că, așa cum știți deja din primele cursuri, bobina și condensatorul înmagazinează energie electromagnetică și de aceea, în general, există momente în care
aceste elemente de circuit primesc energie de la sursă, dar există și momente în care dau energie sursei. Există un schimb permanent de energie între bobină și condensator pe de o parte și sursă pe de cealaltă parte. Mai trebuie observat un lucru. Deși valorile medii ale tensiunii instantanee și intensității instantanee sunt zero, deoarece tensiunea și intensitatea oscilează de o parte și de alta simetric a axei timpului. Deci valorile lor medii sunt zero. Cu toate astea, valoarea medie a produsului lor, U ori I, nu este zero. Și acest lucru se vede în grafic prin faptul că variația produsului U ori I nu se face simetric de o parte și de alta a axei timpului, ci de o parte și de alta a dreptei paralele cu axa timpului de ordonată 1 pe 2 I maxim ori U maxim ori cosinus de phi. Dar dacă valoarea medie a produsului U ori I nu este 0, înseamnă că avem o putere medie diferită de 0. Cu alte cuvinte, sursa debitează putere pe circuit. Circuitul primește energie electrică de la sursă. Așa că trebuie să vedem ce valoare are această putere medie pe care sursa o dă circuitului. Ca să aflăm acest lucru, trebuie să observăm ceva în grafic. Și anume, cu ariile pline de deasupra dreptei de ordonată 1 pe 2 U maxim ori I maxim ori cosinus de phi, putem acoperi ariile goale de sub această dreaptă, așa cum arată această animație. Vom avea arii în care se suprapun puteri pozitive cu puteri negative, ceea ce înseamnă că aceste arii dispar din grafic, pentru că acolo avem o putere pozitivă adunată cu o putere negativă egală în modul. Și dacă facem acest lucru cu toate ariile pline de deasupra dreptei, rămânem cu o arie plină egală cu aria dintre această dreaptă și axa timpului. Dar asta înseamnă că puterea medie pe care sursa o dă circuitului este egală chiar cu componenta continuă a puterii instantanee. Adică puterea P mare, să o scriem acum, medie, este 1 pe 2. U maxim este radical din 2 ori U efectiv, iar I maxim este radical din 2 ori I efectiv, ori cosinus de phi. Și până la urmă această putere medie, aici avem 2 cu 2 se simplifică, devine U ori I ori cosinus de phi. Deci puterea pe care sursa o dă circuitului se poate calcula cu produsul U ori I ori cosinus de phi și această putere se numește putere activă. Cosinus de phi se numește factor de putere. Și deoarece, după cum vedeți în diagramele circuitelor serie, respectiv paralel, phi poate lua valori între 0 și 90 de grade și factorul de putere înseamnă că poate lua valori între 0 și 1. Deci puterea activă are valoarea minimă 0 și are valoarea maximă U ori I. Maximul U ori I se atinge atunci când cosinus de phi, factorul de putere, are valoarea 1, adică atunci când phi este 0, adică la rezonanță. Voi reveni la acest aspect. Din potrivă, dacă phi are valoarea 90 de grade, deci dacă am un defazaj de 90 de grade între tensiune și intensitate, atunci nu mai am deloc putere activă. Puterea activă devine zero, cu toate că avem în circuit și curent și tensiune. Din diagrama fazorială pentru circuitul serie, puteți observa că cosinus de phi este UR
supra U, adică este I înmulțit cu R supra U, și atunci puterea activă va fi U ori I ori I ori R supra U. U se simplifică și găsim că puterea activă se poate calcula și cu formula I pătrat ori R. Dar I pătrat ori R știm că este puterea care ne arată câtă căldură produce rezistorul în unitatea de timp. Deci, puterea activă este, de fapt, puterea care produce degajarea de căldură pe rezistor. La aceeași concluzie ajungem dacă ne uităm la diagrama circuitului paralel. Acolo cosinus de phi este I R supra I, adică este U supra R înmulțit cu I. Și atunci puterea va fi U ori I ori cosinus de phi, adică ori U supra R ori I. De data asta se simplifică intensitatea și găsim că puterea este U pătrat supra R, care nu este decât o altă formulă pentru a calcula căldura care este disipată de rezistorul nostru în unitatea de timp. Adică aflăm din nou că puterea activă este puterea care produce degajarea de căldură pe rezistor. Deci, puterea activă este puterea disipată sub formă de căldură de circuitul nostru și, mai general vorbind, puterea activă se numește așa deoarece ne arată câtă putere electrică a sursei se transformă în unitatea de timp în alte forme de energie. De pildă, dacă avem un motor, puterea activă produce lucrul mecanic. Dacă avem un LED, produce lumină și așa mai departe. Sigur, întotdeauna o parte a energiei electrice se transformă în căldură pentru că nu avem aparate cu randament 100%, dar asta e altă problemă. În concluzie, puterea activă a unui circuit notată P și care are formula U ori I ori cosinus de phi ne arată câtă energie electrică transformă circuitul respectiv în unitatea de timp în căldură sau în alte forme de energie, lucru mecanic, lumină și așa mai departe. Deci este puterea care ne interesează atunci când vorbim despre utilizarea practică a circuitelor de curent alternativ care conțin rezistențe, motoare, becuri, orice fel de receptoare electrice. Dacă înmulțim laturile triunghiului tensiunilor din circuitul RLC serie cu I, cu intensitatea efectivă, obținem un triunghi care se numește triunghiul puterilor. Fiecare latură reprezintă un tip de putere. Același lucru se întâmplă dacă înmulțim laturile triunghiului intensităților din circuitul RLC paralel cu tensiunea efectivă, cu U. Generalizând, avem triunghiul puterilor pe care îl vedeți acum și care ne arată că într-un circuit de curent alternativ avem trei tipuri de puteri. Avem puterea activă, despre care am discutat până acum, U ori I ori cosinus de phi.
Avem puterea aparentă, notată cu S, produsul U ori I, și avem și puterea reactivă, U ori I, înmulțit cu sinus de fi. Și se poate observa ușor că relația dintre ele este că S pătrat este P pătrat plus PR la pătrat, deci puterea aparentă la pătrat este suma pătratelor puterilor activă, respectiv reactivă. Nu este altceva decât teorema lui Pitagora aplicată triunghiului puterilor. Despre puterea activă am vorbit. Ea este într-un fel puterea utilă a circuitului, dar nu trebuie să o legăm de ceea ce se numește randament, unde puterea utilă are un alt sens. Este puterea utilă în sensul că ne arată câtă energie electrică utilizăm într-un mod util folosind circuitul respectiv și de aceea ea se măsoară ca orice putere în sistemul internațional în wați. Puterea aparentă, notată S, este puterea electrică totală transferată de sursă circuitului și pentru ea folosim ca unitate de măsură volt-amperul. S are ca unitate de măsură volt-amper, dar produsul volt-amper, din punct de vedere dimensional, este același lucru cu wattul. Această putere se numește aparentă, deoarece dacă măsurăm intensitatea și tensiunea în circuit și nu știm altceva, nu știm nimic despre defazaj, atunci avem produsul U ori I pe care îl numim putere aparentă. Puterea reactivă este puterea pe care o folosește sursa pentru a genera câmpurile magnetic, respectiv electric, în bobină și condensator. Cu alte cuvinte, este puterea pe care o folosește sursa pentru a închide circuitul prin bobină și condensator, prin inductanță și capacitate. Sau, și mai simplu spus, este puterea pe care o folosește sursa pentru a obliga curentul alternativ să treacă, ca să zic așa, prin bobină și condensator. De aceea, această putere nu poate genera lucru mecanic, căldură sau alte forme de energie. Și pentru măsurarea ei, pentru puterea reactivă, folosim volt-amper reactiv, notat VAR, care, din nou, din punct de vedere dimensional, este același lucru cu wattul. Dacă avem trei tipuri de puteri, înseamnă că putem distinge trei tipuri de energii electrice într-un circuit de curent alternativ. Și pentru că energia este produsul dintre putere și timp, înseamnă că avem U ori I ori T ori cosinus de fi energie activă, U ori I ori T energie aparentă și U ori I ori T ori sinus de fi energie reactivă. După cum vedeți, energia reactivă este cu atât mai mică cu cât defazajul este mai mic, adică cu cât suntem mai aproape de rezonanță. Ea devine zero când suntem la rezonanță, adică atunci când reactanța inductivă este egală cu reactanța capacitivă. Dar dacă avem un defazaj între tensiunea instantanee și intensitatea instantanee,
Sursa trebuie să folosească energie reactivă. Avem și energie reactivă. Adică sursa dă circuitului și energie electrică pe care nu o putem folosi. Și cu cât este mai mare defazajul, cu atât este mai mare această energie reactivă. Ea devine maximă când defazajul ar deveni 90 de grade. În schimb, puterea activă este cu atât mai mare cu cât este mai mic defazajul, pentru că factorul de putere este cosinus de fi și cosinusul crește atunci când unghiul fi scade. Ceea ce înseamnă că puterea activă și deci și energia activă devine maximă la rezonanță. De fapt, la rezonanță, toată energia pe care sursa o dă circuitului devine energie activă. Putem folosi toată energia electrică pe care sursa o dă circuitului. Dar în alte regimuri de funcționare nu putem folosi decât o parte a energiei electrice și cu cât defazajul este mai mare, cu atât putem folosi mai puțin din această energie. Dacă defazajul este 90 de grade, nu mai avem deloc energie activă. Asta înseamnă că dacă într-un circuit defazajul ar fi 90 de grade, un rezistor din circuitul respectiv nu s-ar încălzi, deși avem un curent alternativ prin el. Cu toate că avem atât tensiune cât și curent, nu se produce efect termic, deoarece tensiunea și curentul sunt defazate cu 90 de grade, adică atunci când tensiunea are valoarea maximă, curentul are valoarea zero și invers. În cazul utilizării casnice a curentului alternativ, nu plătim decât energia activă, deoarece, în general, energia reactivă necesară unei locuințe este foarte mică. Și acest lucru se întâmplă deoarece aparatele casnice sunt proiectate în așa fel încât să producă un defazaj cât mai mic. În schimb, pentru întreprinderi productive care folosesc multe motoare, fabrici, de multe ori factorul de putere scade din cauza excesului de inductanță. Un motor presupune niște bobinaje, adică inductanțe mari. Și deși motoarele au atașate și condensatoare pentru a corecta factorul de putere, corecția nu este perfectă pentru orice regim de funcționare. Și de aceea energia reactivă poate fi mare în acest caz și trebuie plătită. Există contoare speciale care măsoară energia reactivă. Dar despre astfel de aspecte practice, precum și despre transformator și curentul trifazat, am de gând să vorbesc în cursurile de aplicații. Până atunci, mulțumesc pentru atenție, la revedere!